La orz și la grâu, producțiile sunt bune. Dacă ploua suficient în ultima lună de zile, producțiile creșteau cu cel puțin 15%. În Mehedinți a început deja recoltatul cerealelor. Dacă la orz, ovăz și grâu lucrurile nu stau foarte rău, fermierii au temeri mari când vine vorba de culturile de primăvară. Cum în județ nu a plouat în ultimele zile, plantele s-au ofilit din cauza lipsei de apă. Dacă vine arșița, e cea mai grea problemă. Pentru că atunci pământul și plantele se usucă, așa grâu, în 2 săptămâni de zile văd că e deja îl pripește bobul, adică se uscă. Plantele suferă dacă nu au apă, plantele nu se dezvoltă, nu. Și nici bobul la grâu, că oricum dacă era umiditate, era altfel. Și greutatea hectolitrică și A rămas sec. sec. Mari fermieri spun că dacă nu va ploua, pot pierde investiții de peste 2 milioane de lei, în condițiile în care în această zonă nu există sistem de irigații, deși Dunărea trece la 2 pași. Până la Craiova a plouat tot sud-estul României, torențial putem spune. La noi secetă, porumbul, floarea suferă, grâu da, a intrat deja în coacere. Nu-i mai trebuia, dar mare nevoie aveam pentru porumb și floarea soarelui. Seceta se va agrava și mai mult în următoarele zile în Mehedinți, unde este așteptat un val de arșiță cu temperaturi de peste 35 de grade.